Au trecut deja 3 zile de la înmormântarea soțului, dar Natalia tot nu-și găsea loc. A fost prea bruscă pierderea. Aron putea să tot trăiască și să trăiască. Abia împlinise 45 de ani. Visau să vândă apartamentul, să cumpere o casă pe malul mării, să trăiască bucurându-se de frumusețea incredibilă a naturii și de aerul sărat care venea dinspre mare. Dar toate planurile au fost stricate de accidentul teribil. Natalia era acasă când au telefonat-o de la spital și i-au spus că soțul ei e în stare gravă în terapie intensivă. Se întorcea dintr-o călătorie de afaceri când în automobilul lui a intrat altul în plină viteză. Șoferul care a încălcat regulile de circulație a decedat pe loc. Aron n-a fost mai norocos. El parcă voia să și-a rămas bun de la soție. Când aceasta a dat buzna în camera de spital, din ultimile puteri i-a zâmbit. Natalia, îmi pare rău, nu am putut, am ascuns de la tine, dar în curând vei afla. Iartă-mă! Asta a fost tot ce Natalia a putut să deslușească din cuvintele lui pe care el le-a rostit incredibil de greu. Ea s-a repezit să-l cuprindă, a început să-i zică că totul va fi bine, că el va trăi și că vor fi din nou fericiți, dar mâna lui Aron căzuse, atârnând peste marginea patului. El a plecat, pentru totdeauna, lăsând-o pe Natalia singură. Aceste zile au devenit un coșmar pentru femeie. Desigur că în tot acest timp alături de ea erau rudele, o ajutau, o sprijineau, dar nu puteau rămâne cu ea pentru totdeauna. Toate aveau treburi, rutină, familie, muncă și când toți au părăsit-o, ea a rămas singură față în față cu durerea sa. Natalia îl iubea foarte mult pe Aron și acum nu-și imagina cum va trăi mai departe fără el. Au fost împreună mai mult de 15 ani. Ea mereu credea că nu e puțin, dar acum și-a dat seama brusc că anii care păreau atât de lungi au trecut parcă ca o zi. Aron și Natalia nu aveau copii. Așa s-a întâmplat nu pentru că nu voiau. Pur și simplu Natalia încă în copilărie a fost grav bolnavă. Și asta a privat-o de posibilitatea de a deveni mamă. Când Aron a cerut-o prima oară de soție, i-a refuzat, fără să ascundă că nu vrea să-l facă nefericit. "Eu nu voi putea să-ți stăruiesc un copil, niciodată," a spus ea. "Acum poate că nu te deranjează asta, dar va veni o zi când mă vei învinovăți pentru asta." "Nu vreau să se întâmple așa, de-aia, iartă-mă, oricât nu te-aș iubi, n-am dreptul să-ți fiu soție." "Dar eu n-am nevoie de copil, ci de tine." A răspuns atunci Aron și nu s-a împăcat cu gândul că i-a refuzat. Încă un an a curtat-o și de câteva ori a rugat-o să-i fie soție. Și iată că într-o zi, ea n-a mai rezistat și a căzut de acord. Mai târziu, Natalia nu va regreta niciodată decizia sa. A trăit cei mai fericiți 15 ani, care acum au devenit doar o simplă amintire. Femeia a intrat în bucătărie și a turnat niște ceai în cana preferată a soțului ei, s-a așezat lângă fereastră gândindu-se la ceea ce a dispărut și nu se va mai întoarce niciodată. Brusc s-a auzit soneria ușii. Cine putea fi? Natalia nu știa, nu aștepta oaspeți deloc. Când a deschis ușa, a văzut o tânără care ținea în brațe un copil adormit. "Bună ziua," a zis Natalia. "De cine aveți nevoie?" "Bună, vreau să-l văd pe Aron." "De ce aveți nevoie de el și cine sunteți?" A întrebat Natalia simțind cum ceva greu i s-a pus pe inimă. Era premoniția ceva inevitabil și jignitor pentru ea și pentru memoria lui Aron. Dintr-o dată cuvintele lui au răsunat în minte. "Natalia, îmi pare rău, eu n-am putut, am ascuns de la tine, în curând vei afla." Pentru ce și-a cerut iertare, ce taină ascundea? Oare această fată și copilul ei? Copilul ei, Doamne! Toate aceste gânduri au trecut într-o secundă prin mintea femeii și i-a venit greu să respire. Fata stătea și se uita la ea cu o privire iscoditoare și provocatoare. "Eu sunt Veronica, amanta soțului dumneavoastră." "Am venit să vă cer ajutor," a zis necunoscuta într-un final.
Am nevoie de bani pentru tratament, pentru Anuța. Anuța? A repetat mecanic Natalia. Da, pe fiica mea o cheamă Anuța. Am născut-o de la Aaron. Fiica mea este grav bolnavă și are nevoie de medicamente. Am venit special la el din spital, ca el să mă ajute. Fiul nostru mai mare este în grija mamei mele acum. Eu am venit la spitalul din oraș pentru examinarea Anuței. Medicii ne-au spus că totul lasă de dorit și dacă nu vom începe acum, tratamentul va fi și mai rău. Rău de tot! Natalia s-a apucat de ușă și a lipit palma de fruntea care era în flăcări. Slăbiciunea care o cuprinse nu a durat mult. Femeia s-a dat într-o parte și a lăsat-o pe tânără să intre. Ea nu se grăbea să o facă, doar tot ruga să-l cheme pe Aaron sau măcar să-i spună unde se află acum. Veronica, a zis Natalia, dacă ați fi venit un pic mai devreme, probabil că v-aș fi întâlnit altfel. Dar acum nu am puteri pentru asta. Ați întârziat, Aaron a decedat. Azi este a treia zi după înmormântare. Doamne ferește, Doamne ferește! A început să plângă fata, strângând mai aproape de piept copilul. Cum s-a întâmplat asta? Eu nu de mult am vorbit cu el pe telefon și a zis că vine la noi. Dar așa și n-a ajuns. Of, Aaron, Aaron, ce să fac acum? Am nevoie de bani atât de mult și el a promis să ajute. Intrați în apartament, poate voi putea eu să vă ajut, deși nu-mi va fi deloc ușor. Observând că Veronica ezită, a întins mâinile și a luat copilul în brațe. Dar îndată ce a văzut fața, Natalia a țipat și de groază a scăpat copilul pe podea. Ce-i asta? A zis ea arătând spre păpușa care zăcea la picioarele ei. Totul s-a întâmplat atât de rapid încât Veronica n-a reușit să facă nimic. Când s-a întors să fugă, Natalia a prins-o de mână și a târât-o în apartament, trântind imediat ușa după ea. Povestește-mi totul acum, i-a ordonat ei fetei care plângea. De ce ai vrut să mă minți și de unde îl știi pe Aaron? Nu îl știu eu. V-am văzut prima oară la cimitir atunci când îl îngropați. Din întâmplare am fost prin apropiere. Am venit să-mi vizitez mama, care e înmormântată nu departe de soțul dumneavoastră. Am auzit conversația rudelor că Aaron era încă tânăr și a murit brusc. Am auzit că nu v-a lăsat în sărăcie și că puteți nici să nu lucrați, că va ajunge pentru viață, iar mie nu mi-ajunge pentru nimic. Și tu ai decis să faci toată schema asta? Da, ce-mi rămânea să fac? Trăiesc cu tata care mereu bea și cu bunica bolnavă. Are nevoie de medicamente, iar eu n-am niciun leu. Dar fiul tău, care fiu? Ai zis că mama ta are grijă de el, acum spui că mama ta a murit? Te-ai încurcat cu totul în minciunile tale. N-am eu niciun fiu și niciodată n-am avut. Am inventat totul. A suspinat fata și s-a ridicat de pe canapea, dar Natalia a așezat-o la loc. Cum de ți-a venit ideea să joci în fața mea acest show? Chiar nu-ți imaginezi cât de dureros mi-a fost să aud toate aceste cuvinte? Eu și soțul meu ne-am iubit atât de mult și aveam încredere în toate, iar tu aproape că mi-ai stricat amintirea despre el. Acei oameni de la cimitir au spus că sunteți foarte bună la inimă, așa că am hotărât că vă va fi milă de copii și de soț și îmi veți da bani. Câți ani ai? A întrebat-o Natalia deja cu o voce mai calmă. 23. N-ai încercat să lucrezi? Unde să lucrez? Eu nu am studiat nicăieri, nu am avut bani pentru asta, nu știu să fac nimic. Bani, 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 a clătinat Natalia din cap, ridicându-se brusc. A mers spre dulap, iar de pe raft a luat portmoneul. A scos câteva bancnote mari. Iată, 500 de euro, e tot ce mi-a rămas de la înmormântare. Da, Veronica, rudele mele au greșit. Ceea ce am avut noi pus deoparte am cheltuit pentru înmormântarea lui Aaron. Am comandat deodată și monumentul. Acești bani sunt cumva ceea ce a rămas. Ți-i dau, poți să iei. Nu trebuie să mă minți pentru asta, ți-i dau eu. Poate te vor face fericită. Veronica se uita speriată la Natalia, dar a luat banii întinși și a fugit din apartament. Natalia a râs trist privind-o cum pleacă. Apoi a sunat-o pe prietena sa, Maria, și a rugat-o să vină la ea. Maria a ajuns foarte curând și Natalia i-a povestit despre ceea ce s-a întâmplat.
Ai nebunit? De ce ai dat banii? E o mincinoasă adevărată. Trebuia să chem poliția. Iar ție încă milă de ea ți-a fost. Maria, deci știi cât de tare m-am speriat, am crezut că voi muri pe loc. Apoi m-am bucurat mult. Nu-mi imaginez cum aș fi trăit cu faptul că Aaron mă înșela, care copil cu altă femeie. Eram gata să plătesc și mai mult doar să nu fie adevărat. De bucurie i-am dat banii, înțelegi? Nu înțeleg. Acea nenorocită te-a mințit și gata. Pe ce vei trăi acum? Eu muncesc și nu am nevoie de multe singură. Natalia, de durere nu ești în apele tale și nu-ți dai seama ce faci. Știi, am încremenit când în loc de un copil viu am văzut păpușa aia cu chipul înghețat. A zis Natalia, amintindu-și de momentul care i-a dezvăluit tot adevărul. Nu-mi pot imagina cât de departe ar fi ajuns minciuna acelei fete. Nici nu știu ce să-ți spun, a ridicat Maria din umeri. Dar te rog, dacă se va mai întâmpla ceva data viitoare, să mă suni pe mine. Voi veni îndată și vom rezolva toate problemele împreună, mă auzi? Capul meu e rece. Natalia i-a promis că vor face neapărat așa cum i-a zis prietena și și-a ținut promisiunea deja peste câteva zile. Maria, plângea Natalia în receptor, dacă ai fi știut ce s-a întâmplat. Eu vin, a răspuns scurt prietena și deja peste jumătate de oră stătea lângă Natalia. O asculta și nu-i venea să creadă ce aude. Știi, când a venit la spital la Aaron, își cerea iertare de la mine și a spus că voi afla în curând totul. Nu știam despre ce vorbește. Apoi a apărut Veronica și m-am gândit rău despre soț, dar degeaba. Azi la mine a venit avocatul lui, îți imaginezi, avea un avocat. Așadar mi-a transmis documentele pentru o căsuță de pe malul mării, pe numele meu. S-a dovedit că de mult a vrut să-mi facă așa surpriză. Doamne, ce bărbat bun era el la tine! Dar treaba nu-i în casă. Natalia și-a acoperit fața cu palmele. A tăcut ceva timp, apoi a zis. El era bolnav, era pe moarte, el murea și eu nu aveam habar, nu observam nimic. A ascuns de la mine diagnoza, nu a vrut să-mi fac griji și a făcut totul ca după plecarea lui să nu mai am nevoie de nimic. Pe lângă casa de pe malul mării a deschis un cont pe numele meu. Dar cum rămâne cu accidentul? A fost întâmplător. Acum înțeleg de ce îmi cerea iertare. Natalia, îmi pare rău, n-am putut, am ascuns de la tine, vei afla curând totul. El a spus și a avut în vedere exact asta, că a ascuns boala de la mine. Și își cerea iertare că mă lasă, că pleacă. Maria și-a cuprins prietena și o consola mult timp spunându-i că totul va fi bine și că a avut mare noroc căci în viața ei a avut parte de iubire adevărată, care și de pe cealaltă lume continuă să aibă grijă de ea. Înseamnă că vei pleca de aici, vei trăi pe malul mării, a zâmbit trist Maria. Da, și voi veți veni la mine în ospeție. Dar cum rămâne cu acest apartament? Încă nu știu, mă voi gândi, a răspuns Natalia. A trecut o lună. Când se întorcea de la mormântul soțului său, Natalia a găsit în cutia poștală un plic. Acolo erau 500 de euro și o notiță. Natalia, vă întorc datoria și vă mulțumesc că ați fost atât de amabilă cu mine. Mie mi-a fost foarte rușine de ceea ce am făcut și nu vreau să rămâneți cu acea părere despre mine. Cu banii pe care mi-ați dat, am închiriat un apartament, am luat-o pe bunica cu mine și m-am angajat la două joburi deodată. Acum sunt femeie de serviciu și chelneriță. Azi am primit primul salariu și vă întorc datoria. Vă rog, nu mă judecați prea dur. Eu singură pe mine niciodată nu mă voi ierta pentru ceea ce am făcut. Veronica. Natalia a intrat în apartament și a sunat-o pe Maria. Maria, ții minte că mi-ai promis să mă ajuți, dacă voi avea nevoie. Victor al tău lucrează la poliție, păi am nevoie să găsească o persoană. Cred că știu cui vreau să-i las apartamentul. Doar ajută-mă să o găsesc pe Veronica. Te rog mult! Prieteni, scrieți-ne în comentarii cum vi s-a părut această istorie. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!